ziua și bine am revenit la Pro Online. Să nu uitați să dați like și share. Așa se face, dragilor. Tu ce faci? Eu fac tabla mai frumoasă. Ai zis că stai să... Bine, hai, gata. Pornim la treabă. Pornim la treabă și le spunem tema pentru acasă. Clasa a... patra. A cincea. În curând a cincea. A șasea. Și mai târziu. Putem face exerciții de clasa a șasea? Uite, acum facem așa. Eu vă dau un număr și voi să aflați toți divizorii. Care stați? 272. Fie, adică ce, la care se împarte exact. Da? Să găsim numerele la care se împarte exact. Bunoare. 272. 372. Da. Vrem să găsim toți divizorii. La câte 6. 2. De ce la 6? Ba nu. S-ar putea la 3. Mergem? La 2. La 2 mai întâi. De ce la 2? Da. Da. Deci ultima cifră e pară, 2, da? Și la 4, 3, și la 3, 6, 8. De la 3 de în ce motiv? Pentru că 3 cu 7 fac 10. 10 cu 2, 12. 12. 12. Și la 6 se împarte atunci. A trebuit și la 6, nu? Da, și la, deci, dar 2, ori se împarte la 2, la 3, ori îl împărțim la 6. Că 2 ori 3 fac 6, da? Deci dacă se împarte la 2 și la 3. Și acum aș vrea să, 2, să-i găsim toți divizorii. Adică pe 270, 372 să le împărțim mai întâi la 2. La 2, apoi la 3. Deci divizorii, așa notăm. Divizorii lui 372 sunt egali cu... Și punem. Cu 2, 3, hai să vedem, să vedem dacă se împarte exact. Tu face eu? Da, te rog. 372. Îl împart la 3. La 2 mai întâi. Și apoi eu la 2, la 3. 372. Împărțit la 2. Facem așa asta, pe căițel, da? Hai, te rog și pe tine. Hai. Poțin? Deci, 2 în 3 odată. Am coborât pe 7, 17. 2 în 17 de 8 ori. 8 ori 2, 16. 1, coborâm pe 2, 12. 2 în 12 de 6 ori. Deci, unul din divizori este 2, da? Să-l punem și noi. Acum 2. Puțin la 3. Păi acum să-l vedem și la 3. Știm eu sigur că 1 și cu 8, 9 și cu 6, 9 și cu 6, 15. Da. 15 se bate la 3. Deci merge și la 3. Eu. Poftim. Ce împărțim la 3? Deci împărțim pe 186 la 3, da? 186 la 3. Nu. Asta care a rezultat. Cât o împărțim? Deci, totdeauna câtul, nu luăm la început. Că dacă la început am văzut parte, se parte și mai târziu câtul. Da? Se menține. 3 în 18. 18 merge de 6 ori. 6 ori. 6 ori 3 în 18. Da. Așa, nimic. Și la 4 se împarte. Coborăm 6, 62. Și la 4 se împarte. Ei, ba nu, 62, faptul că e 2, mai merge o dată prin 2, da? Fiindcă e 4. La 4 nu se împarte, nu? O să vedem dacă se împarte și la 4. Iată, punem pe 3, că a fost divizorul 3, da? Proful, la 4, când se împărțea, trebuia să ne luăm după... Nu se împarte la 4. Deci... Nu se poate, deoarece, uitați, ultimele două cifre nu sunt pare. 72. Doar 2 e par, 7-le nu e par. Păi nu neapărat trebuie să fie... Trebuie să fie grupajul ăsta, 72, să se împarte exact la 4. Atenție! Și nu se împarte. 72 se împarte la 4. 72, da? Da. 2 în, 4 în 7 merge odată, da, da, da. 32, rămâne 32, 32 ar merge. Dar acum, fiindcă s-a împărțit odată la 2, asta e șmecheria, s-a împărțit odată la 2, i-am tăiat din puterea lui 4. I-am luat-o în 2. Și acum nu mai merge decât odată la 2. Deci, nu mai... Câtul nu merge deodată, nu mai merge la 4, ar fi mers la 4 la început. Da? Dar fiindcă la 2, acum merge deodată la 2. Nu? La 2 merge încă o dată.
De ce mai merge pe latura 2? Fiindcă ultima cifră este pari, da? A, e bine, 2, 6 de 3 ori, 31. Deci, ai 2, încă o dată 2. Deci l-am găsit pe 2, prima dată, 2, pe 3, și încă o dată 2, și atunci zicem 2 la a doua. 2 se repete de 2 ori. Deci 2 la a doua, 3 și respectiv 31, care 31 nu mai are divizor. Deci mulțimea divizorilor lui... A doua, da, mai are, exact. Ce fel de număr este 31 dacă nu mai are? Este număr prim, nu mai are, nu se mai poate împărți, da? 31 și aș putea să mai adaug și pe cine? Pe 1 da, și pe 372. Da. Deci vedeți, mulțimea ăștia sunt divizori improprii, da? Divizori improprii. Da? Ești atent. Spuneai că aveți un coleg acolo în clasă foarte obraznic, foarte obraznic. Dar tu te-ai molipsit de la el. Nu. Tu ai spus. Uite așa mai. Așa. Ricci, încă o dată. Da. Deci mulțimea divizorului lui 372 sunt mulțimea 2 la a doua, care înseamnă 4. 3, deci și 2 și 4. Da? Și 2 și 4 și 3 și 31 și 1 și 372. 3 și 62. 62? Putem încerca? Da. Pot încerca eu? Deci, vrei să împarți 372 2 împărțit la cine? La 62. 31. Da. Merg de... Să spunem 2. Așa sunt 37. 6 în 37. 7 ori cât să... Cât se fac aproape 30? 6 ori cât se fac aproape 5? 5. 6 ori 5, 30, dar 6 ori 6 fac 36. Deci ar merge 6, ia să încercăm cu 6. Deci să punem de 6 ori. 6 ori 2, 12. 6 ori 6, 36 și cu 1, 37. Deci deodată. Păi 2, 3, 7, 32, da? Deci 6 ori 2, 12, 6 ori 6, 36 și cu 1, 37. Mai este divizor și 6. Deci și 6 ar fi divizor pentru că tu ai... Haideți să scriu. Deci mulțimea divizorilor lui 372. Și 62. Ar fi, iată, 62. Și 6. Și 6. Da? Că se împarte la 6, da? Oare mai e ceva? Nu, nu, mai 31 mai e. Care e? 30? 31. Poate încerca eu acum? Poate încerca eu? Este adevărat 31? Profă, poate încerca eu? Păi l-am spus 31, uite, l-am pus. A. Da, dar împărțim la 31, le dă un număr și vreau să te acasează un număr. Poți să-l fac eu? Adică pe cine, pe cine să faci? O să fac 372 împărțit la 31 ca să vedem cât face. 372 împărțit la 31. Pot eu să fac? Hai de vino? Hai să vedem. Merge o dată. Da. Merge. Da. Merge. Asta am găsit 12. Scrie 12. Și 12, dar eu nu ajung acolo. Deci... La mulțimea divizorilor, ce este un divizor? Deci un divizor este un număr la care să se facă împărțirea exactă, da? Da. Deci împărțirea să se facă exact. Și atunci, veți aici și 6, a spus, apoi cine mai este? 12. Da, să știți că 12 a venit din faptul că avem aici pe 4, că 2 la a doua 4, și pe 3. Și 4 ori 3 fac 12, da? Și 186. Și 186 pentru că... Da, nu l-ați scris. Deci nu l-am scris. 186 de face 372, dar aici am făcut o mulțimea. Unde? 186, spune. Vezi că am făcut o mulțimea. Pentru că se împarte exact la 186, da? Da, și ne dă 2, dar aici am făcut-o. Deci 186, alți divizoare. Cam atât pentru azi, probabil. Cam atât pentru azi, da? 372. Ei,
Dar aceștia nu sunt divizori, nu sunt numere prime copii. Care? Deci, în momentul în care descompunem pe 372 și am aflat mulțimea divizorilor, eu aș vrea să selectez din mulțimea tuturor divizorilor pe cei care sunt primi. Adică nu se mai pot descompune la rândul lor. Divizorii primi. Divizorii primi. Așa, divizorii primi. Care divizorii primi. Așa. Și da. Trei. Da, și trei. Și trei. 31. Și... 1. 6 și 12 nu sunt. Da, se poate 3. Cum? 3 se poate. 3 împărțit la 3. Cum? 3? 3 este număr prim. Da? Se poate descompune. Cum? În ce? În 1 și în 3. Bine. Orice număr are ca divizor improprii pe 1 și pe el însuși. Și n-are rost să-i mai luăm pe aceea. Fiecare număr ar avea la rândul lui, nu? Deci pentru 372 aș vrea să reținem doar divizorii primi. Prim. Și atunci mulțimea tuturor divizorilor prim ar să fie numere prime și la diverse puteri. Bunoară cum e 2 la 2, înțelegem că el s-a împărțit de la 2 de 2 ori. Da? Și atunci mulțimea divizorilor prim este următoarea. A lui 372 este mulțimea formată din 31 și 2 la a doua. Da? Da, și 2 la a doua. Păi 2 la 2. Pentru că 2 este de bază, numai că el almezi de 2 ori, de 3 ori, poți spune de 4 ori. Deci, descompunem numărul în factori primi la diverse puteri. La diverse puteri. Deci mă interesează acești divizori prim la diverse puteri. 62 așadar, e nu e. 62 nu este, da? Da, se împarte la 2. Așa. Nici 1 și pe 371 nu mai luăm. Deci da. Numai pe aceștia îi luăm ca fiind numere de bază. Încât dacă le mulțim pe aceștia copii, dacă le mulțim pe 3 cu 31 și cu 2 la 2, trebuie să facă exact 372. Dar 15? Pe la 2 înseamnă 4. A, 15 nu este propriu, deoarece se împarte, 186, deoarece se împarte la 3. Deci 15, unde e văzut 15? 186. 186 se împarte este la unul din 3. Divizori, se împarte la 3, dar l-am avut în vedere aici când am făcut împărțirea, da? Dar profesor, ce v-am spune că 3 și atunci, urmăriți-mă, urmăriți-mă. Tot ce am făcut așa în împărțirea asta, așa repetată, cât l-am împărțit, o să vă arat un mod de descompunere încât să găsim acești divizori foarte ușor. Ia uitați-vă. Cum? Punem 372. Da. Și punem o bară pe lângă și prima împărțire la 2 o facem nu așa desfășurat, ci zicem în felul următor. Prin 2 facem, da? Și știu sigur că merge, fiindcă ultima cifră este par aici, da? Și zic, 2 în 3 odată, rămâne restul 1. Deci ceea ce este desfășurat, acum fac mental, în mintea mea, da? Rămâne 1 și cu 7 coboară, 17. 2 în 17 merge de 8 ori. Da? De 8 ori, aici trebuie să spun. 16, rămâne un 1, că era 17, uitați, era 17, am scăzut de 16, rămâne un 1, cobor pe 2, adică lângă 1 pun 2 ăsta, 12, și 2 în 12 este de câteva de 6 ori. Și cât ori văd de exact de desubt. Vedeți? În loc să fac asta desfășurat, copii, în loc să fac asta desfășurat, fac împărțirea asta în mintea mea, și eu găsesc, practic, câtul. De desubt voi pune câtul împărțirii. Îi repet încă o dată. Deci zic, 2 în 3 merge odată. Rămâne 1, că 2 ori 1, 2, rămâne 1. Cu cobor pe 7, exact asta este. Cobor pe 7 și zic 17. 2 în 17 merge de 8 ori. 2 ori 8, 16, rămâne un 1. Și cobor pe 2, 2 în 12, merge de 6 ori. Și câtul împărțirii este aici de desubt. Acum îl privesc din nou pe el
ca fiind de sine stătător. Și zic acum. Merge iar prin 2. Din ce motiv merge prin 2? Pentru că ultima cifră este cât? Ultima cifră este? Pară. Pară. Da? Și iar merge prin 2. Și reau ciclu. 2 în 18. 2 în 1 nu se poate. 2 în 18? De 9 ori. Da? 2 în 18 de 9 ori. Și 2 în 6 de 3 ori. Prin 2 am terminat-o. Că prin 2 nu mai merge. 3 și 3. Dar 3 și 9. Așa. Da, merge prin 3. Da? Prin 3 da, pentru că un pic, vine urmăriți-mă, deocamdată să te scoți și pe tine la următorul, da? 3 în 9 de 3 ori. 3 în 3 o dată, 31. Și fiindcă 31 nu merge nici prin 2. Este propriu. Așa, este prim. Număr prim. Da, da număr prim. Și atunci 31 se scrie aici în dreapta. Și în clipa asta voi spune că 372 este egal cu 2 la a doua, se repete de două ori, 2 la a doua, înmulțit cu 3 și înmulțit cu 31. Iată lucru... Nu. Sigur ne dă. Sigur ne dă cât 372, da? Ei bine... Știu eu, 2 la 2 face 4, 4 la 3 face 12, 12 ori 31, va da exact. Nu, nu-i cazul să facem acum, dar ce vreau eu să insist, Noemi și cu Riche și cu Ștefania, insist la următorul lucru. Din clipa asta v-am arătat un lucru spectaculos, foarte tare, acela de descompunerea unui număr, nu? Ca un produs de factori, un produs de factori, cunoscând această tehnologie, vă descurcați de fiecare dată. Bunoară. Vreau să-mi găsiți descompunerea. Vedeți, tot ce ați făcut aici voi, prin împărțiri repetate, este concentrat scris așa, pentru că îndată voi vă apropiați de clasa a 5-a. Acest lucru trebuie știut. Îl veți învăța obligatoriu la foarte repede, când veți vorbi de divizori. N-ați scris 93 acolo la 372? 372 și-l scriu pe? Pe 93. Îl scriu aici pe 93, nu? Un alt divizor. Da. Că se împarte exact și la 93. Da. Dar noi am căutat doar această descompunere, acest divizor, numere prime. Și vedeți? Practic, noi proful o să ne oprim din împărțire în momentul când vom avea un număr prim? Da. Ne vom opri din algoritmul ăsta de împărțire când dăm peste un număr prim și nu mai avem ce face. Da. Stop. Adică la asta 31, bă, prin 2 nu merge. Dacă ar fi fost 32, ar fi mers prin 2, nu? Prin 2 nu merge. Prin 3 nu merge, că 3 și 1 face cât? 4. Nu dă un număr care se împarte la 3 sau la 9. Da. Prin 5 nu, că ultima cifră nu este 5 sau 0. În final, cam asta am eu ca tehnici de lucru și dacă nu merge, până mă încerc, prin 11, că ieri v-am păcărit, ați văzut, am dat numere care se puteau împărți prin 11, nu? Sau prin 7, pot să organizez. Așadar, haideți să mă întorc acum și să spun așa. Corect. Vreau să faceți descompunerea, scris. La întâmplare. Dă-mă un număr la întâmplare. 1. Nu. Un număr la întâmplare. Bine, pot spune eu 45. 45. Hai să-l descompunem pe 45. 45, da. 45, toată lumea lucrează. Haideți, vă rog. 45 împărțit la 5. Merge prin 5, 45. Din ce motiv? Din ce motiv merge prin 5? Datorită faptului că ultima cifră este 5. Da. 5, 45, 9. 9 la rândul 3. Lui, prin cât merge? Prin 3. Ne dă 3. Și 3 e 9 de 3 ori. A, atât de și 3 este număr prim, îl scriem... Dă un număr mai mare de data asta, 849. Hai să scriem, 45 are ca descompunere 5 ori 3 la a doua. 5 și 3 de câte ori este întâlnit? De 2 ori. Da? Am un număr. 849. 849. Te rog să vii tu acum, ți-ai luat numărul și să faci... Tu vrei să faci eu? Da, dar sigur că așa facem.
849. Și nu depășească 10 de mii. 849. Trage-mă o linie. 2, 9, la, stați. 8, 4, 12, 12. 21. Vine 21, se poate împărți la 3 și la 9. La 9 nu. Pardon, la 7. Se poate și la 7. Că nu, nu avem criteriu. Numai la 3. Suma. Deci 8 și cu 4. 8 și cu 4, 12. 12 și cu 9, 21, da? Da, i-am făcut la 7, dar de ce 21 se bate și la 7? Nu, păi, dar n-ai da. Nu-i criteriu. Da? Deci, numai la 3 și la 9. Da. Dar la 9 nu merge. 3 deci, în 8 merge de 2 ori. De 2 ori, că 2 ori 3 fac 6. Da. Da. 8 minus 6 face 2. 24 în 3 merge de 8 ori. 8 ori, 3 ori 8, 24. Și 3 în 9 merge de 3 ori. 3 ori. Deci, încă o dată, hai să facem. 3 în 8 de 3 în 8 de 2 ori. 2 ori 3, 6, da? Rămâne un rest 2. 2 e același cu 4 care coboară, 24. 3 în 24 merge de 8 ori, cu 8 ori 3 fac 24. Le-am 24 și... Da. Eu nu mă prim, asta nu știu, mai nu poate știu, nu știu, o să-l cercetăm. Când tu l-ai luat, trebuie să-l cercetăm. Poate, să vedem. Și 3, 9, poate la 3 de 3 ori, da. Uitați, deci, în 3 nu merge, dar... Dar prin 2 merge? Prin 2 nu, deoarece l-a spus și noi număr 4. Prin 3 nu, deoarece 2 cu 8, 10, 10 cu 3, 13. 13 nu se împarte la 3. Prin 5 nu, deoarece nu este la sfârșit... 5 sau 0 și prin 9 nu dă. Acum încercăm prin 7, prin 1. Putem afla? Luăm deoparte pe 283, nu mai știu dinainte. Deci nu mai știu, nu mai am posibilități, nu am criterii, da? 283 împărțit la 7. Ia să vedem. 7 în 28. Merge de 9. 4 ori. 4 ori 7, 28. Nu merge. 28. Nimic. Coborâm pe 3. Am. Coborâm pe 3. Nu 40, nu 40. Atenție. E coborâm pe 3 și nu mai e ce coborâm. De aceea spui că nu mai merge. Dar zici așa, 7 în 3 nu se poate. Ai pus 0. Da? Și e corect. Câtul 0 și restul este 3. Da. Da? Restul este 3. Deci, rest 40 și restul 3. Bun. Dacă ar fi să acum să scrii teorema împărțirii cu rest, ar fi de împărțit, adică 283, este scris 283. Aici? Da. 283. Este egal cu împărțitorul. Cine este împărțitorul? 7. Ori câtul împărțirii, ori punctele acum, nu mai facem. Ori 40. Plus 3. Așa am spus, nu? De împărțitul egal cu împărțitorul, ori câtul, plus restul. Asta e teorema împărțirii cu restul. Deci, 283 l-am încercat prin 7. 7 e un număr prim, da? N-am mers. Care ar fi, urcând după 7, 10, 8, nu? 8, 9, 8, 8? Nu. Nu, pentru că am avut, la 2 trebuia să fie, dar nu este la 2. Da? Că în 8 s-a încorporat 2-ul, 2 ori 4, da? 8, 1, numele prime încercăm. Deci am zis 7, 11. 11. Dar să vedem pe 11. 283. 283. Nu că merge. Ia să vedem. 283 la 11. Nu? La 11. Nu mergem. Încearcă, tot așa, scrii și tu, Ștefania. Hai și tu, Chibichie. De ce nu scrii? Ei, facem... Merge de 2 ori. De 2 ori am merge, da? 2 ori 11, 22. Rămâne 6. 63 și nu merge. Nu merge 63. Ar trebui să fost 66. Da. Dacă ar fi fost 66, mergea. Da. Păi prin 11 nu. Prin 13 se cerca. Proful, ne dă dacă cu rest. Adică da. 10 și restul da. De acord.
Dar cât e? Zice 60. 6 ori 11? Da. 66, nu? Atunci 5 trebuia să scrii. Dacă vrei să continui împărțirea, trebuia să spui că merge de 5 ori. Face 55 aici. A, dacă ar veni 66. Așa, da. 55. Și vezi aici cât îți dă și îndată vei pune restul. Da? Deci din 5, din 13, 8. Restul 8. Deci câtul împărțirii este 25? Și restul 8. Adică 283, s-ar scrie în clipa asta, 283, se scrie ca fiind 11 împărțitorul, ori câtul 25, ca l-am găsit. Da. Da? Plus? Plus 8. Plus 8, da? 11 ori 25 plus 8. Scrie-mi, te rog, tot așa, acest lucru. Teorema împărțirii lucrurilor de rest, o scrieți de fiecare dată, da? În concluzie. Prin 11, nu știu, încă cercetăm, mai avem pe 13, pe 17. Pe 12. Nu. Eu vreau să luăm pe 13. Eu vreau să luăm pe 13. Pe 13, luăm pe toți, în ordine. Până la 283? Nu, să spun o poantă până unde, să-ți povestesc o dată. 283 împărțit la 13 al număr prim. Nu merge. Ia să vedem. Da. Merge odată. Nu, de două ori. De două ori, da. 2 ori 13, 26. Nu merge. Da. 6 din 8, 2. Nimic. Și 3. Vedeți că nu merge? Nu merge. Asta e. Ar merge odată. Ar merge odată. Da. Suntem mai împărțirea. 10. Așa și... 1, sigur că da. Deci ar merge, nu? Merge o dată, 1 ori 13, 13, și restul este 3 din 3, și aici 1, 10. Restul este 10. Deci rest, 10. Dacă ar fi să scrii teorema împărțirii, cu rest ar fi că 283. O scriu? Da, 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 da. 283. Poți spune? Acum da. Trebuie la 5. 283 la 16. La 17. Prime. 283 egal cu 13. Ori. 21. Plus 10. 10. Plus 10. Da, plus 10. Asta ar fi. Și acum să încercăm. Da. De ce? Ca să fie teorema, la cealaltă care... Păi e scris-o foarte bine. 283 este... Nu, la care urmează. Păi o lasă aminte de subtură, sunt și pe ea și urmează la acum la... Cât am zis? La 17. La 17 să vedem. 283 împărțit la 17. Merge odată. Odată? Da, odată. Odată, așa este, nu merge de două ori. Că dacă ar fi mers de două ori, făcea 34. Da? Că de 2 ori 7, 14 de ori. Da, vezi 11, 11. Da. Nu acum, merge, cât ar merge. Și acum de câte ori să meargă? Ar trebui să pun și e 14 aici. De ce? Deoarece 14 se împarte la ori. Aaa, dar nu 14 tot. Să vedem. Cam de câte ori credeți că merge 17 în 113? Cel mai apropiat. Cel mai apropiat. De 0. Cam de 9 ori, să zicem. Încercăm maxim. Hai, 9. Să vedem ce este. Stai, nu, dă mai din prima cifră. 9 ori 7. 7 ori 9, 63. Chiar că... 7 ori 9, 63, 3 și 6. Deci 9 ori 7. 9 ori 7, da? 9 ori 7, 63, 3 și 6. 9 ori 1, 9 și cu 6. Ne-am dus departe. Ne-am sărit mult peste eu. Cu când am sărit? Cu când am sărit? Păi 9 cu 6 vine 15. 15? Față de 11? Ia zice că de 3 ori. Ia zice de 3 ori. E prea puțin de 3 ori. De 7 ori. Hai să încercăm. De 7 ori, el are dreptate, nu sărim așa, deodată ne prăbușim. Da, da, da. Stai să zicem din prima. 7 ori 7, 49, nu merge. 7, 7, așa, 7 ori 7, 49, 9 și 4. Nu merge, din prima, vă spun. 7 ori 1, 7. Și cu 4, 11. 11. E clar. L-am depășit, e 3, 11.
E deci bun de... 3. Vrei să vedeți că e bun 3? Nu, 6 va fi. Da. E foarte puțin. El mai mare. 6-7-4-2, nu e bun, iar. Deci, bine, dar eu spun că va merge de 6 ori și da? Rămâne în rest. 6-7-42. 2. Scriu 4 în reținție. Da. 6 cu 4, 10. Merge. 10. Punem 10, da? Deci, împărțirea... trebuia să avem bunul simț, să avem bun simț matematic și să sesizăm că de 6 ori. Ne-am dus din 9 la 9 prea mult. La 3, la mine. Dar tu la 3. De 3 ori rămânea un rest foarte mare. N-avem voie restul să rămână mai mult decât împărțitor. Ce rest ți-a dat acum? Asta e. Când restul dă mai mic decât împărțitorul, atenție, când restul dă mai mic ca împărțitorul, e bine de numărul de câte. Un pic. Ascultă. Da, scrie aici. 283. Scrie aici. Încă. 283. Deci nici 17 nu e bun. Egal cu... Egal cu 17. 16. Următorul 19 ar fi. Da. Da. Deci după 17... Atenție copii! L-am luat pe 13. Pe 17. Următorul număr prim ar fi care? Am spus ar fi... 19. Da? La 19. Vreau să vă spun că ne putem opri. Nu mai încerca pe 19. Asta e fain. Știu. Spune dacă știi, da. Nu se mai poate. Nu. Vă spune legea. Ori de câte ori ajungem la momentul în care câtul împărțirii este mai mic decât împărțitorul. Da. Oprim algoritmul. Aha. Oprim testările. De ce? Pentru că de acum încolo, dacă pun pe 19... Poți face puțin, să vedem? Va fi mai mic decât... Dacă faci la 19, va fi mai, din ce? Mai mic decât 16. Și mai poți mic, să da? Poți să văd? Dar acest divizor prim pe care i-am încercat, va fi de 11 ori bunoare. Sau de 13 ori, dar pe 13 l-am încercat. N-are rost să mai încercat. Poți să facă tot. Deci asta e logica, da? Deci dacă noi l-am încercat și am ajuns la unul mai mic, n-are rost să mai continui, că cei mai mici poftim. Poți să încerc? Da. În ce? Era bun 283. Era bun, era bun. Așa. 283. Eu să-i duc prin proful. Gata. E număr prim. Din momentul în care am ajuns aici, ne o putem opri numai prim. Ați spus din prima că e numai prim. Sigur că da. Hai să vedem. Să ne convingem că 19 n-are rost. Știați? Nu, cu luminodatea număr. De-am dat un număr. Păi l-ai dat pe ăsta de la început, pe 849. Da. Dar am mers un 3 și pe urmă n-am mai avut alți divizori. Următorul a fost numărul prim. Acum da. Ce număr? 19 în 28 de 9. Niciodată. 1.593.000. 9 din 18. Vedeți că merge? Nu merge în 9. Pentru că mine, da. De cât? Deci, uitați. Merge de 8 ori. Cred, nu știu. De 7 ori poți să... Nu de 7 ori. Mai mult, mai puțin de 16. De 5 ori. 5, nu de 6? De 4 ori chiar. Ia de, fă de 4 ori. 4? 4. 4 ori 9. 6. 36. 4 ori 4 și cu 3. 7. Mai merge. Este 5 ori poftim, hai! De 6? Nu, de 6 depășește. Când 6 a mers ăsta, când a avut 17. Când a fost împărțitorul, 17 a mers de 16 ori. Aici e când 19 s-a mărit împărțitorul, trebuie să fie mai puțin decât aici. Așa, 5 ori 9. 5 ori 9, 4. 5 ori 9, 5 cu 4, 9. A depășit. Că e tu 93 și acolo 9. Eu mă duceam la 6. Păi dai seama. Da. Concluzia este că 283 este număr prim. Și acum și concluzia este că numărul 849 este defect. Nu, este 800, cât ar fost? 849. 849 este egal cu 3, că 3 a mers. Cu 7.
3 ori 280, 283. 3 ori 283. Iată că l-am scris pe 849 ca un produs de 2 factori prim. Eu vreau să dau un număr. Da? 2 factori prim. Ricky, ce un impact? Băieme, cu ce ai ajuns tu? Cu ce, ce chestii trebuie să reții tu acum? Eu. Ai luat numărul ăsta, da? Da. Eu. Și? Ce lucruri ți-au rămas în minte de la cercetarea asta? Că e foarte fain. Că 849 se poate descompune, dar pe un singur număr. Într-un produs de doi factori. A fost foarte interesant, Noemi, când am, pe 3 l-ai văzut repede, cum și cu 4, 12 și cu 9, 21, a fost bine, la 3. Dar când a apărut 283, nu știam ce să spunem. Este prim, este prim, ce să facem? Și a trebuit să-l cercetăm. Hai să-l cercetăm. La 2 mai merge? Nu. Mi-a plăcut faza cu cercetarea. La 5? La 5 nu. La 3 nu și 9 nu. Și atunci am început numele prime. Și am început. La 7, la 11, da, la 13, la 17, da? Și ne-am oprit la 17. A fost momentul cel mai frumos al emisiunii. Ne oprim atunci când câtul împărțirii este mai mic decât împărțitorul. Deci, notați. Gata, am înțeles. Deci, ne oprim. Deci, ne oprim din împărțire atunci când... Ne oprim din algoritmul de împărțire. Ne oprim din algoritmul de împărțire. Atunci când... Câtul este mai mic decât împărțitorul. Atunci când... Poți dau și un număr? Câtul este mai mic decât împărțitorul. Poți dau și un număr? Sigur. Și eu le fac. Ricky, dă un număr și eu le fac. Tu treci la loc. Asta faci. Așa. Îmi place la tablă. Atunci, Noemi, te rog, treci la loc și scrii pe căițel, da? Asta ai și tu. Mă gândesc la ia să vedem ce număr. Renumărțesc cu 3 și obțin 4. Hai. Dă un număr la întâmplare, hai. Nu un milion. Nu un număr foarte mare, ci un număr. 1495 cu 9, 14, 21. Se împarte la 3. Oho, se împarte la 3, da? Perfect. 3 în 14 merge de... O spune eu? 4. Lasă-l și pe el, că e... Da. Băi, Riche, vezi cât e cam jignește. Mie îmi place la tablă. Bine, hai, te rog să lucrezi acolo. Da. Ascultă. 3 în 14 merge de asta. 4 ori. Acolo. 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 De 4 ori. 29 minus 2 și rămâne restul 20. 9. 9. Da, fix, sigur că. Da. De unde știam? Din criteriul de divizibilitate. Că pentru că 1 și cu 4 și cu 9 și cu 7, nu? A făcut da. Așa ceva. Acum, 9 cu 9, 18, cu 4, 22, nu mai avem niciun număr. 22 nu știu merge. Eu. Stați. Deci 4 cu 9, nu merge 5, nu merge 3, nu merge 13, 13 cu 9 face 22. Nu merge cu 9. 22 nu se împarte, nici la 3, nici la 9. Corect. Stop! Cu 3 și cu 9 s-a terminat. La 2 nu merge. Vreți? Nici la 5. Să facem ca data trecută, nu cu multe păcine. Sigur că da. Da. Vă spun eu de acum că, nu, că ăsta este număr... Prim? Prim, da. Deodată? Da, o să vedeți. Dar de unde știți să-ți fii? Nu prea vece nimic. Ia să vedem. Vreți să vedeți? 499, începem cercetarea. Începem cercetarea la 49. La 3. 49. Egal. Nu la 3. Nu la 3. 3. Prof, la 3 l-am căutat. Ah, l-am rezolvat-o cu 3. La 3 nu-i. Da, la 5 nu-i. Trecem la... 7. La 7, așa. Da.
În 4, 49 merge fix de 7 ori. 7, 7, 49. Hai să-l strig, Ștefania. Deci noi am început să-l testăm pe acesta. Merge prin 3, da? Nu, 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 așa, nu. Nu te juc. Nu merge, da? E clar. Da, aici e clar că nu merge. Deci, să schimb teorema împărțirii cu rest, exact, merge de 7 ori, restul 2. Da, restul 2. Așa, și atunci... Atunci poți să spui, nu virgulă 2. Nu? Nu-i bine, nu. Nu, 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 nu. Rest. A, că doar ai spus că încă se duce mă scrie virgulă 2. Poți să... Nu, nu, nu. Nu. Bine. Acum 71. Zicem așa acum. 499, scriem prima teorema împărțirii cu rest, 499 este egal cu împărțitorul, adică 7, ori 71, ori. A, da. Ori 71. Știu. Plus 2, plus restul 2. Ok, acum 499. Îl testăm pe cine după 7 în principiu? Împărțit 7 după 7 în 13. 11. Așa, 11. 49. Și după 17. Nu, 13. Da, și după 17. După aceea 17, 19, 23. 27. Nu, 27 are pe 3. Da. 29. Da. 23, 29. 31 și mai departe. Găsim. Rest cât ți-a dat acolo? 4. Rest 4. Scrie teorema împărțirii cu rest pentru situația asta. 499. Pentru ca să vă deprindeți cu lucrul acesta. 499 egal cu 11 ori. 11 ori 45. Ce se zice? Pe măsură ce crește împărțitorul, scade câtul împărțirii, nu? Așa, plus restul 4, da? Mai avem. Sigur că da. 11 nu a mers. 11 nu a mers, prin 13 încercăm. 13 în 49 merge de... Hai să începem de 3 ori. 13 în 49 de... 3 ori. 3 ori, 3... 9. 3 ori, 3... 9. 39... 10. 10. Coborâm pe 9. 13 în 109 de? Să încerc de 9 ori. De 9 ori. 9 ori. 3, 27. 7 și 2. 9 ori 9. 2. Și cu 2, 11. Nu mers, nu? L-a depășit. 9 nu-i bine. De 8 ori să încercăm. Ia să vedem de 8 ori. 3? 3 ori 8 vine 28. 24, pardon. 24. 8, 2, 10. 10. Foarte bine. S-a încadrat. 104, deci mai mic. Deci rămâne rest 5. Așa încât 449. Să scriem 449. 499. Băi, ți mă bucur când 499 este egal cu 13. 13. Ori. Câtul împărțirii? Cât a fost la împărțirii? 8. Nu 8. Ba da, 8, proful. 18, cred. Sau 8. Nu e adevărat. Cât? Nici 18. A fost... M-am fost de 3 ori, mă. 38. Deci 38 a fost. Mai e mic. Dacă tu nu lucrezi, vezi, asta se întâmplă. Noi nu știm. Și eu. Rămânem așa. Plus, nu vrei să faci împărțirea. Deci nu vrei să faci împărțirea. Te rog să vă înțelegi că este foarte important să vă antrenați. Repetând acest lucru, iată din nou. A crescut împărțitorul, scade câtul, da? Da. Și acum, 13, după 13, cine ar veni? 17. 17. Zicem, 499.
17 este egal cu 17 în 49 de 2 ori, de 3 ori, de 2 ori. De 3 ori merge, e prea multe. E prea multe, da. 2 ori 7, 14, 14 scriu 1, rețin. 2 ori 1, 3, 34. Rest, pardon, 5, așa, 15, 159. Da. Da. Și merge de câte ori să luăm acum? Să luăm de, hai să luăm 9 ori acum. Prea mult 9. 9, ok. 8 ori să luăm, de dată că... 7 ori 8. 9, 56. 7 ori 8? 56, trebuie să scriu 5 la 5. Așa. 5, 8 ori la 8 cu 5? 13. Ba, am impresia că ai avut dreptate să fie luat din 9 ori. Că ce da, restă? Ce restă obținem? Ia vezi, tragi linii, ce restă obținem? 6 din 9. 3. 23. Când restul este mai mare decât împărțitorul, mai merge odată, mai mult. Dar eu am o șmecherie. Știu cum pot să aflu, fără să mai fac o dată înmulțirea. Mai adăugăm un 17. Sigur că da. Să ne gândim... Dacă tu mergi de 9 ori, pune 9. 9. Și dacă mai pui o dată un 17 la 36... Așa, 3, 3, 3, nu, trebuie să scriu 1, rețin. 153. Așa. Da, deci ai mulțește de la a, început, bine, da. 7 ori 9, 63, 36, 9 cu 3 reținut, vine... 9 ori 1, 9 și cu 6, mă. Da, și cu 6, 153, și 3, rest 6. Deci, iată, să scrim teorema aici, de sub, sub asta, ca să vedem foarte bine. 499, dar scrie și tu, ne avem încă de testat mai sus. 499 este egal cu 17 împărțitorul, 17 ori 29, restul 6. Și nu am mers nici acum. Nici acum, după 17 cine urmează? După 17. Nu? 19. 19 urmează, da? După 17, următorul este 19, ca număr prim. Și zicem 499, te rog. Da. 499 împărțit la 19. Toată lumea face și împărțirea pe căiță. 19 merge de 2 ori, iarăși. Da. 2 ori 9, 18, 8 scriu, 1 rețin, 2, 1 rețin, 38. 1, 15, coborâm pe 9 și eu zic că merge de 9 ori prea mult, hai să începem de 7 ori. 7 ori. 7 ori 9, 63, scriu 6 rețin, 7 ori 9, e bine. 7 ori 9, cât ai zis? 7 ori 9, 63, 3 și 6 le ții. 7 ori 9, 6 și cu 6. Am zis 3? 7. Da. A, da. 7 și cu 6, 13. Da, nici nu. 13, e prea mult. E prea mult și 6. Da. Ia, cât se zice moare? Eu vreau să spun 5. 5, așa. 5. 5 ori 9. 4 și 5, 5 scriu, 4 le țin. Nu, nu e prea puțin. Nu e prea puțin, că după dacă mai punem, ne dă prea mult. Ia să vedem. Bă, nu ne dă prea mult, merge și de 6 ori. Stai să vedem. Uf, ne dă prea mult dacă ar fi 100, cu 19. Da, 24 față de 19, mai merge. Da, mai merge o dată, de 6 ori. Așa, așa facem. De 6 ori luăm și zice 6 ori 9. Discutim la acolo, la cameră, pronto. Hai. 6 ori 9, 54, mai e. Da. 5 ori 5. 6 ori 9, 54, 4 și 5. 6 ori 9, 6. 11. 11. 5. Restul 5.
Și acum să scriu teorema împărțirii cu rest. Sau să nu ștergeți? Da, nu ștergeți, 499 egal cu 19 ori 26 plus 5. Plus 5. Mai avem puțin. Mai avem. Că, vezi, crește împărțitorul, scade câtul, că abia când ăsta devine mai mic decât împărțitorul, da, ne oprim. Da, 20, nu, 21, nu. 22. Nu, 22, nu. Nu, 22. 23, 23, așa. 23, dar nu mai are nicio divizor. 22 are câte ori? Da. De 11. 9, 23, 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 2, 4. 46. Găsi în 2, 29, 23, merge odată. 3 restul acolo. 3? Păi dă-i 6 din 9, nu-i 3? Păi merge odată, fiindcă se merge de 2 ori, merge atât. Și... Da, sigur că da, de 2 ori era 46 și acum e 39, e mai mic. Deci o singură dată, 23. Și restul... Ești fericit. Iată ce fericit el. De ce? A ajuns la un cât mai mic decât împărțitorul și se oprește. Restul este 16. Restul este 16. Și acum, să scrim teorema împărțirii. 499 este egal cu 23 înmulțit cu 21 plus 16. 16. Și ce fericit ești că te oprești. Este clar că te oprești pentru că acesta, iată, câtul împărțirii e mai mic. Da? Câtul împărțirii este mai mic decât împărțitorul. Și tu... Sunt 51 de minute. Oprim. Publicitate. Un pic.